ce înseamnă un ONG. ONG-urile satisfac voința cetățenilor să atingă obiective desemnate de ei. Membrii ONG-urilor vor să obțină un beneficiu public pe urma activităților desfășurate, fiind și ei parte a societății care beneficiază de aceste avantaje. Un ONG activează independent de activitatea guvernului. Pentru asta se numește Organizație Non-Guvernamentală noi avem un rol important în soluționarea problemelor sociale, cultur culturale, democratice și economice, contribuind astfel la realizarea unui echilibru în societate. Noi avem responsabilitatea și obligația să fim transparenți, onești, responsabili, accesibili și respectuoși față de valorile etice, furnizând informație veridică. Mai mult un ONG nu trebuie să activeze cu scopul de a obține beneficii particulare ale conducerii ori personalului. Ce înseamnă un partid? Deși partidele politice se constituie în baza celuiași drept al cetățenilor la asociere, scopul lor este accedere pe cale legală la puterea legislativă, propunând cetățenilor cu drept de vot putere de guvernare a țării. Astfel, partidele politice sunt un fel de interfeisuri între societate și organele puterii de stat. Despre asta ne vorbește Edmund Burke, un filozof și om politic irlandez. Partidul este un ansamblu organizat de oameni uniți pentru a acționa în comun pentru un interes național, conform unui principiu particular, asupra căruia ei au căzut de acord. În ziua de azi, însă, definiția termenului de partid politic a fost schimbată conștient de către politicienii noștri, care văd partidul ca o scară care îi duce în sus, în Parlament, pentru a-și îmbunătăți starea lor financiară. Acest lucru a fost accentuat de comunismul corupt din URSS, unde pentru a obține bani era nevoie de putere în stat. La această putere aveau acces doar membrii Partidului Comunist, care era în timpul acela singura putere ai URSS. a URSS. De-a lungul anilor, conducătorii partidelor politice pentru a avea un număr mare de potențiali alegători, au apelat la ajutorul ONG-urilor. Unele partide au mers chiar mai departe, creându-și propriile lor ONG-uri, care activează doar în folosul lor. Exemple de astfel de asociații sunt la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Organizația lor se numește Maladaia Gvardia, în traducere Garda Tânără. Această denumire vine la fel din URSS, ei se ocupă cu creșterea unei generații stataliste, prin promovarea valorilor sovietice și impunerea istoriei false. Membrii acestei asociații au fost surprinși de nenumărate ori, făcând campanie electorală în favoarea PSRM, îndeosebi în favoarea liderului acestui partid, Igor Dodon. Nici liderul Partidului Democrat nu a rămas în urmă la acest subiect. Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss este o organizație de caritate care își amplifică activitatea, mai ales în perioada campaniilor electorale. În localitățile unde Partidul Democrat deține primăria, fundația vine cu implementări de proiecte caritabile. Scopul adevărat a acestei organizații este spălarea de imagine a partidului și îndeosebi a liderului lor, Vlad Plahotniuc. La fel ca și Edelweiss, Igor Dodon și-a făcut fundația de binefacere din suflet. Ea are ca scop spălarea imaginii președintelui prin sensibilizarea oamenilor cu proiecte caritabile. Dar nimeni nu s-a întrebat de unde vin finanțările pentru astfel de proiecte. Ele însă sunt finanțate de pe banii publici, din amenzi, din impozite, taxe vamale și bani murdari veniți din Rusia. Un astfel de amestec corupt Începem să observăm cu ONG-urile unioniste de pe ambele maluri ale Prutului. Pe parcursul mai multor ani și-au creat imagine pozitivă, mai ales în rândurile unioniștilor. Liderii au strâns în jurul lor oameni de bună credință care participau activ la activitățile inițiate de aceste asociații. Din fruntea mișcărilor unioniste, liderii acestor organizații au trecut pe arena politică. Din reprezentanți a societății civile, ei s-au transformat în candidați politici. Asta este o greșeală, pentru că au pierdut încrederea susținătorilor Unirii, care cu atâta dăruire de sine susțineau mișcarea unionistă din Republica Moldova și România. Fiecare politician, pentru a ajunge la putere, are nevoie de voturi. Diviziunea ONG-urilor în partide concurente a condus goana după voturi în rândurile unioniștilor. Rezultatul acestor jocuri politice a fost dezbinarea societății unioniste. Din păcate, eu nu înțeleg faptul că o organizație non-guvernamentală este mai puternică și respectată în rândurile cetățenilor decât un partid politic. Nu numai că ONG-urile sunt mai puternice, dar ele sunt sigura cale spre Uniunea politică, pentru că doar ei pot schimba cultura sovietică și doar poporul poate presa politicienii politicienii răspund poporului și liderilor civici. Nu poporul și liderii civici răspund politicienilor. Trăim într-o democrație. Nu mai este dictatură comunistă și nu trebuie să urmărim exemplul istoric corupt. O altă diferență între ONG și partid este necesitatea banilor și voturilor în campania electorală. Un partid nu poate supraviețui fără bani și fără voturi, dar cu aceste necesități vin și obligații față de interese speciale, economice, demografice și etnice. Aceste interese pot să devieze misiunea și valorile partidului. Unde înainte aveam un ONG și televiziune unionistă, acum nu le mai avem. Nici fracțiune unionistă în Parlament nu avem. Când fugi după trei iepuri, până la urmă nu prinzi niciunul. Asta reflectă neînțelegerea că fracțiunea unionistă în Parlament va fi ca rezultat a ONG-urilor și a medii unioniste, nu invers, pentru că politicienii nu o să schimbe cultura sovietică a votanților lor. România și Republica Moldova cunosc ce înseamnă partid, din timpul comunismului, dar nu cunosc sarcinile, puterea și oportunitatea ONG-urilor.